Au trăit clipe grele în care au văzut atrocitățile războiului. Acum, refugiații ucraineni se pot simți în siguranță la centrele de plasament de pe teritoriul Republicii Moldova. La o astfel de instituție deschisă temporar în orașul Dondușeni sunt cazate zeci de persoane care au parte de tot suportul necesar pentru un trai decent. Începând cu 3 martie, noi am deschis centrul de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina. Am început din prima zi cu 28 de refugiați, pe urmă 32, 48, 53 și la moment suntem acreditați cu 70 de persoane. De asemenea, refugiații au la dispoziție mașini de spălat, frigidere și beneficiază de 3 mese pe zi. În afară de asta, din donații sunt dulciuri, sunt alte ceai, cafea pe care parcursul zilei îi pot servi. Deja noi ne-am stabilit, avem și mobilierul necesar, avem și plățile pentru hrană pe care le avem, adică spun că deja necesități majore, cum au fost din start, nu le mai avem. Cei mai mulți refugiați sunt în regiunea Odessa, Donetsk și Harkov. Aceștia au ales să rămână în țara noastră pentru a aștepta ziua în care vor putea să se întoarcă în Ucraina. Очень хорошо нас здесь приняли. Мы живем здесь за 2 месяца как одна семья, на самом деле. Нам помогают всем. Мы приехали с Украины, с Харькова, Харьковской области. У нас большая семья. Мы с женой, с Ниной, являемся опекунами 5 детей-сирот. Как бы жизнь детей – это прежде всего. Здесь в центре уже 10 дней. Вот, хочу сказать, что тут вообще все супер, особенно когда я первый раз приехала. Столько любви было, столько понимания. Тут все так по-домашнему, уютно, хорошее питание. Iar unii dintre refugiați au reușit să se încadreze în câmpul muncii. Я работаю социальным работником, то есть, ну, здесь раздаю кушать, то убираем, как бы смотрим все, меняем постели, ну, как бы такая работа несложная. Муж у меня работает здесь водителем. Ei nu au ezitat să-și exprime sentimentele de recunoștință pentru suportul acordat de către poporul nostru. Отношение молдаван к нам, ко всем беженцам, все просто исключительное. Спасибо хочу сказать вашему государству, вашей красивой, богатой, душевно богатой стране. Сказать огромное спасибо, потому что такой заботы, такой любви даже на родине не было. Printre cei cazați în centrul de plasament sunt și 32 de copii. Pentru ei au fost amenajate 2 zone de recreiere, unde sunt organizate activități interesante și utile. Avem copii care îmblă la școală, avem copii care îmblă, frecventează grătinița, avem copii care, la care le-am organizat 2 terenuri de joacă aici, unii îi pot ocupa în timpul liber. Chiar dacă aici condițiile de trai sunt foarte bune, totuși refugiații speră să se întoarcă în curând acasă.